De 10 ori campion național, odată campion european și are peste 100 de medalii strânse de la competiții de kickboxing. Iar ăsta este doar începutul, pentru că Sebastian Gal este un băiat de 14 ani care le-a obținut pe toate. Rămâneți cu noi pentru că sunteți pe cale să ascultați povestea unui sportiv de performanță. Ați revenit la un nou episod, la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi, ca de obicei, soarele strălucește pe cer. Mă bucur foarte mult pentru că am nevoie de lumină și lumina mereu mă ajută când este să filmăm un vlog. Iar astăzi este o zi mai specială. Este o zi a învingătorilor, pentru că invitatul special de astăzi are foarte multe să ne spună. Poate să fie chiar un exemplu pentru noi toți. Și mă bucur și sunt onorat că îl voi avea lângă mine pe unul dintre cei care au câștigat titlul de campion european la kickboxing. Sunt foarte onorat că lângă mine o să se afle Gal Sebastian, care ne poate spune toată experiența unui sportiv de performanță. De-abia aștept să ascult povestea lui. Astăzi, probabil v-ați dat seama, subiectul o să fie despre sport, despre ce înseamnă sportul de performanță, ce înseamnă munca și antrenamentele zilnice la sală, la antrenament și ce sentimente sunt atunci când primești o medalie sau un titlu de campion european. De-abia aștept să vorbesc toate acestea cu Sebi, care are răspunsul la toate. Mergem direct înspre el cu foarte multă energie pozitivă și restul vă las să vă spună el. Salutare! Hai cum arăt, foarte bine, foarte bine, salut! Salut, în primul și în primul rând vreau să zic că sunt foarte onorat că ești lângă mine aici. Și eu nu mai am avut ocazie de așa să apar într-un vlog sau... Ce faci? Cum ești? Super ok, chiar merge bine în ultimul timp. Sunt țiplă. Am 14 ani. Sunt un tip super vorbăreț, îmi place să vorbesc mult. Sunt prietenos, sportiv, că de asta mă aflu aici. Înainte, cu câteva vloguri, am vorbit despre lecțiile pe care le-am învățat din 2020 și vreau să văd și latura ta din punctul tău de vedere al unui sportiv de performanță. Cum te-a afectat sau cum te-a ajutat 2020? Ce s-a întâmplat? În 2020, adică unii oameni cred că au impresia că 2020 sau pentru ei a fost un an rău, dar pentru mine, sincer, m-a ajutat foarte mult. Mai ales cu dezvoltarea mea. Cu sportul nu prea m-a ajutat. Nu? Nu, pentru că nu am avut acces la antrenamentele de la sală. Chiar cumva doar, da, doar acasă. Înainte de carantină, o zi din viața mea. Mă trezeam la 6 dimineața, mă pregăteam pentru școală, veneam la ora 3:30 de la școală și eu la 4:10 trebuia să plec la antrenament. Și veneam acasă la 8:30. Și în timp de pandemie, cum ați făcut? Cum ai avut timp de antrenamente? Mai mult în casă, doar că m-a ajutat și tatăl meu, bineînțeles. Mi-a făcut tot felul de utilaje de care să mă ajut să fac antrenament. Am mai ieșit afară la alergare, am și alergat. Asta făceam cel mai mult, alergam. De unde a plecat totul? De la ce vârstă? Asta de 6 ani am început cu sportul. Și cum ai luat contact cu sportul ăsta? Că vorbim de kickboxing? Da. Sau de la 6 ani? Nu, de la 6 ani am făcut karate. Dar în timp ce făceam karate, făceam și dansuri cu tatăl meu. Sportul mereu am fost susținut de părinții mei. Deci asta mereu pot să spun, asta mi-a fost băgat în cap. De la părinții mei am început eu cu sportul.
Pentru că la 6 ani nu știam eu cum să-mi placă caratele sau... Da. Chiar eram un pic așa, mamă, să mă duc, oare o să-mi placă, oare nu, nu știu ce să fac. Și m-am dus, un antrenament, două, după aia mi-a plăcut foarte mult. Bineînțeles, și sursa mea de motivație era să... era sora mea. Adică să fiu mai bun ca ea. Ea e mai mare, nu? Da, ea e mai mare. Și ea făcea aceleași sporturi, da, adică făcea, da, și, da, karate? Da, da, făcea karate și... bineînțeles, era mai bun. Deci la 6 ani a fost momentul în care te-ai... Am început cu sportul, da, am intrat pe... Atunci a fost când ți s-a făcut clip. Da, exact. Câți ani ai făcut karate? 6 ani, până la vârsta de 12 ani. Da. Și în tot în ăștia 6 ani am reușit să ajung campion european. Chiar am adus o medalie cu mine. Am adus două. Asta este de la, de la campionatul european. Asta. Wow. Din 2015, cred. Și asta nu este a mea, e a, a sorei mele. De, wow, de campion mondial. Din, wow, 2014 în Italia. Și bănuiesc că medaliile astea au în spate o poveste. Asta din... de la campionatul european unde am fost eu. Eu am fost singur atunci. Mm-hmm. N-a fost mama mea, n-a fost tatăl meu, n-a fost sora mea, n-a fost nimeni. Doar ce vârstă aveai atunci? 10 ani. Când aveai 10 ani, te-ai trezit singur cumva, exact, într-un alt oraș? În, da, în Oradea, în cealaltă parte a țării. Și fără părinți, fără nimeni, doar antrenorul. Wow. Și m-am dus acolo, antrenorul meu și arbitra acolo. Și m-am dus acolo, mi-a spus, te pui aici, m-am pus acolo, mi-a desfăcut bagajul, am stat liniștit acolo. Când mi-am auzit numele, prin sutele de nume care erau acolo din alte țări, am mers acolo frumos, bineînțeles, era un pic șocat. Era o grămadă de, de persoane, de copii acolo, cred că am luptat doar cu 8, ceva de genul. Și pur și simplu, eu eram acolo, stăteam acolo, i-am bătut, am plecat acasă, simplu. Așa povestea antrenorul meu, eu nu prea mai țin minte mai multe detalii. În momentul ăla nici măcar nu realizam ce însemna campion european, că mamă, cel mai bun din Europa la categoria mea. Nu, n-am realizat asta. Deci tot ce făceai era, ai pus pasiunea înainte de toate. Exact, exact. Adică tot ce ai făcut, ai făcut din pasiune și... fără să lupți neapărat pentru medalie, tu doar făceai, nu, din pasiune. Nu, mă interesa. Nu mă interesau medaliile. Sau pentru că, până la urmă, pentru mine și acum, pentru mine sunt doar niște bucăți de metal. Asta mi se pare gândirea de învingător și câștigător, să nu te concentrezi pe lucrurile de genul, doar să-ți pui pasiunea în față. Exact. După ai luat contact cu kickboxing. Da. De la, da, 12, da, de la 12 ani. Am vrut să schimb. Și am vrut să mă duc pe ceva full contact. Deci la karate eram pe semi-contact, pe light contact. Uh-huh. Și am vrut să mă duc pe full contact. Din nou, cu ajutorul tatălui meu, el și a mamei mele, ei mi-au găsit antrenorul pe care l-am și acum. Și ai avut vreodată o perioadă în care ai avut o accidentare foarte, foarte... Da. Da? Da. În Oradea, tot în Oradea, uh-huh, acum cu kickboxul. Și am avut piramidă. Ce înseamnă piramidă? Mai multe meciuri în, într-o competiție. Și eu, în primul meci, mi-am rupt degetul de la picior. Și am intrat și în al doilea meci, doar că... Cu degetul rupt? Da, cu degetul rupt, cu degetul rupt. Wow. Și am văzut că adversarul meu a observat că eu am picior rupt și că mergeam un pic strâmb, că nu puteam să mă deplasez bine. Și m-a prins într-un clinch de gât și atunci m-a călcat pe deget. Nu e deloc fair play. Asta și... vreau să zic, e fair play? Nu. Și ai avut nevoie de motivație după aceea sau ce îți spuneai în momentele alea? Hai că o să îmi revin, o să mă recuperez? Da. Sau încercai să te duci la antrenamente? Nu, na, la antrenamente am încercat pentru că știam că dacă nu mă duc o să-mi fac bine mie, pentru că o să mă accidentez din nou și mai rău o să-mi fie. Corect. Și am stat pe bară până mi-a trecut, până a fost tot ok și după aia mi-a revenit. Ai avut o dietă? Sau ai o dietă când mergi la concursuri, înainte de concursuri? Înainte de concursuri, cu o lună, două, dacă sunt anunțate așa, încerc să consum cât mai multe proteine. Deci, înainte cu o lună, mănânci foarte proteic? Da, un surplus de calorie. Depinde dacă trebuie să slăbesc, invers. Și când trebuie să slăbești? Păi depinde de categorie. Depinde dacă mă încadrez în categorie. Că eu acum sunt pe minus 60 de kilograme, 14 ani. Dar dacă mie nu găsește adversarul la categoria aia, trebuie să mă bage la 55 de kilograme.
și eu trebuie să slăbesc până la 55. Wow. Exact. Wow, deci aici se pune pe kilograme. Deci dacă cumva nu îți găsești la categoria ta și e cineva cu o greutate mai mare, trebuie să mănânci mai mult. Jumătate de kilogram și ăla contează, te descalifică. Bine, la copii nu este chiar așa. Poți să ai și cu un kilogram sau cu două mai mult. Dar la profesioniști, dacă ești cu 500 de grame mai plin decât celălalt, te descalifică. Și asta e ca să fie lupta de la egal la egal. Exact, exact. Care a fost cea mai importantă competiție la care ai fost? Cea mai importantă competiție, sincer, a fost una de la kickbox. Da, și asta, campionatul european a fost, dar pentru mine atunci nu era deloc ceva. Pentru că nu-mi dădeam seama ce însemna atunci pentru mine. A fost un concurs de la kickboxing din Deva, mi se pare, pentru centura României, la care n-am luat centura, dar acolo mi s-a părut cel mai important din ultimii 2 ani. Și ce loc ai luat? Locul 2. Și ai tratat-o ca pe un câștig și acela, nu? Da. Da, dar câteodată când iau locul 3 sau locul 2, nici nu vine să urc pe podium, sincer. Ești dezamăgit? Da, dezamăgit de mine. Că știu că puteam mai mult. Ca și sportiv de performanță, știu că aici e mai sensibilă situația când vine vorba de susținere din partea școlii. Poate ai întâmpinat chestia asta și cumva povestea asta vreau să fie auzită. Din perspectiva ta de sportiv de performanță care a ajuns campion european, care a avut o grămadă de competiții și a ajuns la un nivel de la o vârstă fragedă. Da. Cumva, cum s-a comportat școala cu tine? A înțeles că ești sportiv de performanță? În clasele 1-4. Atunci, da, am fost felicitat, am fost, înțelegi? Da. Știi? Dar din clasa a 5-8 anului, Sincer, singurele persoane care știu că eu sunt campion european, acum ești tu, părinții, familia și cam atât. Și oamenii care se uită. Și oamenii care se uită. Adică nu e interes din partea școlii să nu îți interes spună? Din partea nimănui, doar a antrenorului, pentru că te antrenează și a părinților. Dar altfel nu... N-am primit nici măcar o felicitare de la cineva din școală sau... Și bănuiesc că e foarte important. Da, e... Înseamnă mult. Da, înseamnă mult. Sunt unii copii mai buni, extrem de buni, nu neapărat la kickboxing, și la nuți și la atletism, care nu sunt promovați, nu știe nimeni. Înțelegi? Da. În mare parte, în România, e o problemă când vine vorba de sportivi de performanță, pentru că nu e un respect, nu e un interes față de ei și mi se pare că cumva ești lăsat să te descurci pe cont propriu. Exact. Ar însemna foarte mult și pentru tine și pentru alții ca școlile să ia inițiativă, ca oameni politicieni să ia inițiativă, oameni de oriunde să ia inițiativă, pentru că înseamnă foarte mult. Da, înseamnă mult pentru mine să... Și vlogul ăsta înseamnă mult pentru mine, știi? E un fel de promovare, un fel de, știi? Și eu mă bucur din suflet că ești aici și că mă inspir și pe mine, mă inspir și pe oamenii de acasă. Și cumva îți pui povestea și sensibilă din partea ta a unui sportiv de performanță. Și să nu vedem numai latura aia bună, că există și momente în care... Da, în care pur și simplu simți că... Faci pentru tine, doar pentru mine fac, nu fac pentru altcineva. Doar simți că nu ești apreciat pentru munca pe care o depui. Doar de familie și de... Mie mi-ajunge chestia asta. Cum te-ai descurcat cu școala în momentele în care aveai competiții, trebuia să te antrenezi non-stop, primeai presiune și din partea școlii, pentru că știu că asta este marea luptă a sportivilor de performanță, trebuie să facă cumva, să facă și temele și proiectele pentru școală și în același timp să se și antreneze non-stop. Exact, e greu, e foarte greu. Mai ales că dacă mergeam la școală și spuneam unui profesor că am fost la antrenament, ce scuză e aia, ce, nu mă credea nimeni, înțelegi? Da. Pentru că, nu, nicio șansă, e foarte greu să
să ai și randamentul la școală, cât și în antrenament, e destul de greu. Probabil ai ales de multe ori să pui antrenamentele pe primul loc. Câteodată da, câteodată nu. Depinde de... Da, câteodată am ales să pun antrenamentele pe primul loc și să mă antrez mai mult. Dar, bineînțeles, și școala. Sunt mulți copii care se lasă de sport din cauza școlii sau se lasă de școală din cauza sportului. Care e părerea ta? Un sportiv de performanță trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă? Sau e chestia asta că, aoleu, dacă ai început de la 17 ani și te dedici în forță, sunt oameni care nu mai, frate, trebuia să încep de la 5 ani. Știu persoane care au început de la 30 de ani. Și au ajuns? Și au ajuns mari. Și contează mentalitatea. Exact. Asta contează foarte mult, mentalitatea. Din experiența mea, cât mergeam la concursuri, mie mi se pare o luptă acolo, psihică, da. Că nu contează neapărat ce ai făcut la antrenament. Adică tu știi că ești foarte bun și ai dat totul la antrenament și te-ai antrenat și ești pregătit. Știi că ești pregătit. Da. Dar în momentul când vine concursul, se pun emoții, se pun lucruri acolo în capul sportivului, exact. Și cumva dacă știi să le iei și știi să le gestionezi, exact. Poți să treci peste. Noi n-am știut să-mi gestionez emoțiile. Da. Și asta m-a încurcat foarte tare. Cum faci tu? Uite, la kickbox, da, am emoții. Chiar dacă fac de la vârsta de 6 ani, încă am emoții. Dar astea înainte să intru în ring. Când am intrat în ring, parcă sunt doar eu cu adversarul. Parcă nu mai există nimeni. Fără niciun fel de... Vorbesc extrem de serios. Parcă a dispărut toată lumea, nu mai aud pe nimeni, doar pe antrenorul meu și adversarul din față. Atât. Intru acolo, sunt concentrat pe tehnică și pe adversar. Să-l citesc, să văd ce vrea să facă. Nu mai gândesc la cine se uită la mine, la cine nu, la dacă pierd, dacă câștig. Dacă îți dorești și ai încredere și pasiune, da. Nu contează vârsta, nu contează de când ai început, nu contează emoțiile, pentru că poți să ți le gestionezi, contează să ai încredere în tine. Da, exact. Dacă sunt acum părinți care se uită la noi și au copii mici, a venit acasă și au spus, ia uite, m-am uitat la vlog și vreau și eu să merg la kickboxing și o să zică prințe, iau-leu, că ai că o să te învinețești. Da, să... sunt unii așa și îi sperie pe copii că, mamă, nu te duc, că e bătaie, îți rupe nasul. Am auzit foarte mult chestia asta că, nu, că dacă mă duc acolo, îmi rupe nasul. Ai o cască și are grilaj în față. Nu se întâmplă nimic. Deci sportul ăsta e foarte sigur și n-ai cum să pățești nimic. E numai un sport de disciplină, exact. Care să disciplineze copilul, să-i dea o încredere în sine, să îl educe din punct de vedere al unor tehnici pe care le aplică. Să se autoeduce, da. Corect. Până la urmă, toate sporturile sunt periculoase, pentru că, și uite, exact. La fotbal sunt mult mai multe accidente decât la kickbox. Ce înseamnă un antrenament pentru kickbox? Pentru că probabil în capul lor e că antrenamentul e gata, iei sacul și gata, pac, îi dai la sac, iei omul, îl dai pe jos cu el, ștergi sala cu el. Nu. Știu că sală, e mai mult de atât. Da, în orice sală în care intri prima oară și prima oară, se face încălzire. Și după, cum ai spus, sac, da. Lunia. Facem tehnică la sac. Orice tehnică, antrenorul ne spune ce tehnică facem, ne facem. Miercurea facem palmare. Da. Și vinerea lucru pe adversar. Adică unul pe altul, știi? Exersăm tehnicile pe care le-am făcut luni și miercuri, doar că pe un adversar. La sfârșitul antrenamentului, la noi la antrenament, noi facem mereu un circuit de forță. Bătări, abdomene, genoflexiuni, câteodată și greutăți micuțe, da? Nu bătările, că doar nu... E un circuit așa de forță pe care îl face toată lumea la sfârșitul antrenamentului. Și de acolo deja simți că, bă, mă duc mâinile, stai așa. Bine, e bine, pentru că simți că ai lucrat, că ai depus efort și forță și toate cele. Deci, din punct de vedere al antrenamentului, e un sport care promovează foarte mult partea asta de sală și de să lucreze fiecare mușchi. De-aia îmi place foarte mult și am admirat sportul ăsta. Exact. Și de-abia aștept să ajung și eu o dată să fac un antrenament. Ai acasă peste 100 de medalii. Da, da, da. Ai câștigat de 10 ori titlul de campion național. Da. O dată titlul de campion european. Da. Am ratat ceva? Nu. Doar că ești foarte tare. Foarte tare, wow.
Și vezi că n-am fost promovat aproape deloc de nimeni. Ți-am spus, mă știi tu, imediat oameni de acasă care se uită la vlog și familie. Îți mulțumesc că ești aici să te cunoască cât mai multe persoane și e de apreciat tot ceea ce faci. De 10 ori campion național, odată campion european, peste 100 de medalii, le repet pentru că sunt wow! Și o felicitare, un bravo, orice, contează foarte mult. Cred că și ai o susținere până la urmă. Contează extrem de mult. Și dacă a lipsit promovarea până acum în viața ta și felicitările de acum încolo, deci toată lumea vreau să se ducă și pe Instagram-ul și pe Facebook-ul lui Gal Sebastian să trimită mesaje și susținere și sper și să ai cât mai multă promovare. Acum că ne-am apropiat de încheiere, vă rog frumos cei care ne urmăriți acum, nu uitați că puteți să îl urmăriți în continuare pe Sebi și pe Facebook și pe Instagram, care o să apară aici jos. Rămâneți în continuare cu noi și la mai multe vloguri faine, cu multă energie pozitivă. Am alături de mine un sportiv de performanță, care din nou, repet, peste 100 de medalii, de 10 ori campion național, de o dată campion european și este doar începutul, pentru că are vârsta de 14 ani, este foarte tânăr și dacă până aici ai ajuns atât de sus, îți dai seama cum. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram și pe Sebi și nu uitați și de mine să lăsați acolo un follow, un subscribe, dacă n-ați făcut-o încă. Și un like. Și un like. Țoclopelul, clopoțelul. Și multă energie pozitivă până data viitoare. Perfect, ați primit multă energie pozitivă de la un campion european, național și un sportiv de performanță, ceea ce înseamnă foarte multă energie. Deci folosiți-o cu chipzuială.